astăzi ne-a onorat cu prezența președinte al Raionului Glodin, domnul Ion Leucă. Invitați președinte al regiunii Jelgava, Republica Letonă, domnul Zeidonis Caune. Staroste al Raionului Piotrkov, domnul Stanislav Caune, Republica Polona. Consul onorific al Republicii Moldova în Republica Polonă, domnul Pavel Șcura. Șef secției administrativ-militare Glodini, locotenent colonel Eduard Login. Șef inspectorat de poliție Glodini, comisar principal Viorel Damian. Președinte al Asociației Veteranilor de Război Comuna Balatina, domnul Ion Jedovan. Primari ai satelor și comunilor din raion. Onorată asistență, stimați invitați, stimați oaspeți, mult stimați domnilor primari, stimați concetățeni, mitingul solemn, consacrat, aniversarea 25 de ani de la încheierea războiului ruso-moldovenesc de pe Nistru, îl declar deschis. Dezveli monumentul. Se revine președintele Raionului Glodin, domnul Ion Leucă, consul onorific al Republicii Moldova în Republica Polonă, domnul Pavel Șcura, și primarul comunei Balatina, domnul Dumitru Iațuc. Stimați domn președinte, stimați delegații din Letonia, din Polonia, stimați colegi primari, combatanți, cetățeni, astăzi, 25 august, am decis ca să facem o istorie în fila Balatinii, anume dezgolirea acestui monument care a fost ridicat în memoria și în cinstea celor care s-au dat viața pentru patria noastră. După cum a menționat și domnul președinte, că devizul este nimic nu este uitat și nimic nu se uită, fiindcă totul rămâne în istorie, dar istoria o ducem noi mai departe. Acest complex reprezintă toate punctele. Combatanții ce au participat în conflictul armat din Afganistan, din Transnistria și, în ultimul rând, persoanele care au fost chinuite și duse într-o țară unde habar nu aveau unde se află, anume în Siberia. Nu o să vorbesc mult, nu o să vă repet timpul, vreau să vă aduc mulțumiri și sinceri felicitări cu această zi importantă. În memoria celor care s-au jertfit pentru țară, vreau să ținem un minut de reculegere. Se invită invitatul, președinte al regiunii Jelgava, Republica Letonă, domnul Zeidonis Caune. Дорогие молдавские друзья,
My z Lodeny, Jelgavský kraj, družím davno s Ivanom i konečno mne sегодня большая честь быть на этом месте, открыть памятник, который вы освободили свою часть республики. Ну, у нас почти одинаковая история, у нас в Латвии тоже в 90-х годах. Мы ушли с братских республик Союза в свободную Латвию и также Молдову. Я думаю, что мы много еще сделаем вместе и будем делать вместе. У нас есть общие проекты европейские. Конечно, часть, жаль, что часть Молдавии хочет Россию, но туда не надо идти. Там это большой медведь, который тоже Латвии смотрит. Ну, которые были у нас в Латвии, недавно была детское общество, которые могли в Латвии попить и поучиться. Так что я думаю, что вместе мы будем друзья и будем жить, потому что мы немножко лет пять назад работали с другим, с вами, у самоправой Кагул, который находится 200 километров южный. Ну, они пошли в Россию, ну, нам не по дороге. Ну, и он, спасибо, что ты смотришь все-таки Европу. Так что всех благ и желаю вам удачи и быстрее зайдите в Европу, Союз, потому что всякий Европейский Союз есть варианты найти деньги, найти средства, чтобы сделать школы, самоуправы, сделать детские сада, это все канализации, водопровод, ну, все, что надо для людей, да. Ну, у нас Елгавский край, конечно, мы большой край, мы четвертый по Латвии, и каждый год где-то 20 миллионов евро с Европы убираем от них и ложим в наших этих учреждениях и все остальных, да. И он был и видел, что мы все 26 школ отремонтировали, детские сада все отремонтировали за евро деньги. Так что Европу, Молдова, Европу. Спасибо. Se invită starostea raionului Piotrkov, Republica Polonia, domnul Stanislav Tsubala. Szanowny panie prezydencie, czcigodni duchowni, szanowni kombatanci, dostojni goście, mieszkańcy Balatiny. Bardzo uważajmy swoim primarym, uważajmy primari, uważajmy ekscelencje duchowne, uważajmy żyteli села Balatina. Bardzo jest przyjemnie przebywać wśród ludzi, wśród was, którzy cząstkę swojego życia poświęcają dla budowy swojej młodej ojczyzny Mołdawii. Я очень рад, что нахожусь сегодня рядом с вами, потому что вижу, что вы строите часть Республики Молдовы. Bardzo ważnym jest również, żeby pamiętać o tych, którzy ojczyznę kiedyś budowali. Очень важно помнить о тех, которые когда-то строили нашу страну. Bo nie da się zbudować dobrej przyszłości bez szanowania przeszłości. Нельзя построить хорошего будущего без уважения и дания чести прошлому. A poza tym każdy naród musi mieć swoich bohaterów, musi mieć ludzi, którzy służą za przykład, a szczególnie potrzebne to jest młodzieży w każdym kraju. Każdy naród, должен помнить свою историю, должен передавать ее своим поколениям и учить молодежь любить свою страну. A dzisiaj najważniejszym orężem w budowie waszego kraju to jest wspólne zrozumienie, wspólna praca i dobre wybory.
Говорит, самое главное в построении новой страны, говорит, это иметь общее мнение, иметь общее направление и уметь это преподнести людям и правильно выбирать своих руководителей. My w Polsce bardzo czekamy na was, żebyśmy byli we wspólnej Europie. My w Polsce bardzo czekamy i рассчитываем, że Mołdawia skoro będzie w Eurosojuzie. Ale jak patrzę na waszą pracę i zaangażowanie, to myślę, że będzie to niedługo. No, jak widzę, tak jak wy pracujecie, jak pracuje Głodziański rejon, to myślę, że to będzie w najbliższym przyszłym. Pragnę wam złożyć wyrazy uznania i szacunku dla tych, którzy budują Mołdowę, ale i dla tych, którzy budowali. Хочу сказать низкий поклон для тех, которые строят сегодня Республику Молдова и тех, которые ее когда-то строили или защищали ее независимость. Życzę вам всего доброго. Желаю вам всего наилучшего. Я хочу коротко сказать, господин председатель Петркова, Латвии, района не помню. Ялгава. Уважаемые ветераны, потому что сегодня собрались для вас здесь. Я скажу, вчера еще вечером я не имел приехать сюда, но когда мы с господином председателем ужинали, он говорит, слушай, ты должен здесь быть. Я знаю, что сделал сегодня правильный шаг. 8 лет я проучился здесь в школе. Мое детство, мое сердце здесь. И скажу, уважаемые ветераны, низкий вам поклон. Вы защищали и защищаете независимость нашей страны. Всего наилучшего. Всем жителям Болотино, всему Гладянскому району и всего наилучшего. Președinte al Asociației Veteranilor de Război, Comuna Balatina, domnul Ion Jedovan. Bună ziua la toată lumea! Bună ziua, stimați oaspeți, domnul președinte, stimați primari, onorați prieteni ai neamului nostru. Anume, cu 25 de ani în urmă, am raportat președintelui raionului că toți cei 350 de ostași s-au întors vii și nevătămați. Nu văd aplauze. Vreau ca să știți tot timpul că alături de noi, dar poate și mai greu, au suferit mamele, soțiile, copiii noștri. Mă închin din partea tuturor la toți acei care au suferit în vremea aceea. Vreau să știe toată lumea că în timp de o săptămână, din comandant de campanie, am ajuns comandant de batalion. Nici Jucov așa nu a fost. Vreau să mai știe toată lumea că alături de mine au fost așa oameni ca Cocorean Liviu, vicecomandant al batalionului. Te rog, Liviu! Vreau să știe că cu îmbrăcămintea, mâncarea, armamentul s-a ocupat domnul Mocanu Iacob Ivanovici. Un pas înainte, domnule. Mulțumesc. Vreau să știe toată lumea că alături de mine a fost tot timpul Rață Valerie. Unde ea? O fugită? Onorată asistență, să fiți totdeauna mândri, să fiți totdeauna așa cum v-am știut, să nu vă fie teamă de niciun fel de vorbe, că voi ați făcut ceea ce a spus și domnul președinte. Ați dat dovadă anume că sunteți feciori adevărați acestui neam, că sunteți și veți fi atâta timp cât veți trăi. Și va urma așa pildă și copiii dumneavoastră, și nepoții, și strănepoții, fiindcă așa a spus și Ștefan cel Mare, că Moldova nu e a mea, Moldova e a copiilor noștri. Ei, puțin altfel. Din tot sufletul vreau să mulțumesc acestui brav primar tânăr, și nu-mi pare rău,
că l-am botezat. Îi mulțumesc din suflet că a avut așa o tărie să dea dovadă și să facă așa un lucru care va rămâne pe veșnic, la care se vor duce lecții patriotice despre tot ce e scris aici, despre eroi din Afganistan, din Transnistria, din cel de-al doilea război mondial, despre cei care au suferit în timpul represiei. Bravo, stimate domnule primar! Luați pildă de la Valatina și ceilalți, și de la Căjbeni, și de la Ustieni. La Ustea am început, la Cajba m-am născut, aici termin, cred că. Bravo! Onorate președinte a raionului Glodeni, mă mândresc că sunteți din Cajba. Mă mândresc că atunci când am raportat tăticului tău, astăzi chiar cu aceeași dorință am vrut să vă raportez și să vă spun din tot sufletul că ceea ce ați organizat și organizați în acest raion este o pildă de neuitat pentru întreaga Republică. Să știe toți că aici, în această comună, s-a făcut, se face totul pentru a păstra pacea, pentru a urmașii noștri a avea de la cine lua pildă. Dragoste și bucurie familiilor voastre, lumină și fericire în casele voastre. Vă îmbrățișez pe toți și vă spun un singur cuvânt. Fiți patrioți ai Republicii Moldova! Stimați prieteni, stimați colegi, stimați Tirudie, stimat primar, stimat consilierii satului Bolotina, din partea deportaților de Siberia, vă aduc sincere mulțumiri satului Bolotina, din partea domnilor Buzuleac Agafia, Buzuleac Constantin, din satele Tomești, din partea ridicaților din 12-13 iunie 1941, din partea lui Gașinov Pantelei, dus în Sverdlovsk și mort în 1941, din partea Negru Pantelei, Negru Agafia, Negru Irina, din satul Bolotina, deportați în 1941, duș în Tomsk, din partea tomeștenilor, duș în Omsk, din partea deportaților de Siberia, din anul 5-6 iulie 1949. Mulțumesc din partea lui Strulea Dimitri, Strulea Agafia, Strulea Vitali, Strulea Elena. Mulțumesc duș în regiunea Kurgan. Mulțumesc frumos din partea părinților mei, Sakaliuk Alexei, Sakaliuk Alexandru, Sakaliuk Pelagia, Sakaliuk Mihail, Sakaliuk Tatiana, tuturor duș în regiunea Kurgan. Vă spun că în anul 1949, regiunea Kurgan a fost dus din satul Bolotina 169 de persoane. Duș, mulțumesc din partea care au contribuit la deschiderea monumentului ăsta, că luptăm din anul 1978, deportaților de Siberia din anul 1951, din partea tuturor stanțierilor, Daria, Vasile, Gheorghe, deportați la 1 aprilie 1951. Vă mulțumesc frumos, domnule primar Dumitru Iațuc, centrul raional, intelectualitatea, profesorilor din Bolotina care ne-au învățat. Vă mulțumesc, bolotinenilor, trăiască Bolotina! Am ajuns și la speranța să ne fie deschis un monument deportărilor Siberia. Domnule Iațuc, sunteți băiat tânăr, sunteți din satul Bolotina. Avem o mică obiecțiune. Atâta dorim. Este fotografia dumneavoastră și este lista cu toți 169 de oameni.
să ajungem nu noi, copiii noștri, să fie și inscripția scris toți oamenii. Vă mulțumesc! Trăiască Bolotina! Trăiască bolotinenii! Trăiască oamenii harnici ai Bolotinii! Trăiască primăria! Trăiască consilierii! Trăiască toți invitații! Vă mulțumesc din suflet! Mulțumim, doamne! Se invită președintele Raionului Glodin, domnul Ion Leucă. Onorată asistență, la mitingul din 2 martie anul acesta au fost menționați o parte din camarazii noștri și mi-am zis atunci că noi toți am fost împreună și toți am fost la fel, indiferent de funcții și ranguri. Și prin dispoziția președintelui Raionului am decis ca fiecare participant la tragicile evenimente războiul de la Nistru din 1992, măcar peste 25 de ani, să fie menționat cu o diplomă de onoare din partea administrației Raionului Glodin. Și în acest context rog domnul Petru Caț să se apropie cu diplomele respective și am peste 600 de diplome, clar că nu o să le mânesc toate la fiecare, dar una vreau să o menționez și să o comentez în mod special. Ultimul, după cum s-a menționat, în calitate de comandant de batalion și care a raportat conducerea raionului despre venirea acasă de la război, a fost domnul Jdovanu Ion, Comuna Balatina, Raionul Glodin. Diplomă de onoare se acordă domnului Jdovanu Ion, Comuna Balatina, Raionul Glodin, în semn de recunoștință pentru curaj deosebit, spirit de sacrificiu, dârzenie spirituală și devotament față de patrie, manifestate în evenimentele tragice din primăvara-vara anului 1992, pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova, precum și cu prilejul aniversării a 25 de ani de la încetarea războiului de pe Nistru, președinte al Raionului Glodin, Leucă Ion. Acum, Republicii Moldova. Acum toate diplomele au același text, inclusiv și la acei camarazi de-a noștri care sunt trecuți din viață și o să rog primarii, secretarii consiliilor locale să târne cu responsabilitate când o să vizitați familiile pentru amânarea acestei diplome post-mortem, să aveți îngăduință să ascultați cel care să o primească, fiindcă o să fie, cred că, și niște emoții. Și acum rog primarul din Balatina să imânez diplomele pentru camarazii din Balatina și fiecare primar o să se apropie la chemare și o să imânez diplomele pentru camarazii din localitățile respective. Domnul primar din Balatina, Dumitru Iețuc. Domnul primar interimar de Glodin, Oleg Brățișevski. Domnul primar de Eblona. Este cineva de la Eblona? Din camaraz. Limbenii Noi. Domnul primar de Limbenii Noi. Domnul primar de Limbenii Vechi. Doamna primar de Funduri Vechi. Funduri Noi. Domnul primar de Petrunin. Cu respect deosebit, domnul primar de Petrunin a participat și la mobilizarea din vara anul 92. Domnul primar de Ustia. Domnul Pasat, ex-primar de Ustia, la fel a participat la mobilizarea la evenimentul din 92. Domnul primar de Struzovka.
domnul primar Comuna Vișoara. Domnul primar de Hârjdieni. Domnul primar de Cuhnești. Domnul primar de Caminca. Domnul primar de Cajva. Domnul primar de Ciciulea. Domnul primar de Cubani. Domnul primar de Dano. Domnul primar de Dușmani. Vreau să anunț că prin decizia Consiliului Raional Glodeni, Consiliul și-a atribuit toate cheltuielile pentru buna derularea evenimentelor de astăzi și prin o decizie a Consiliului Raional, în centrul orașului Glodeni, pe alee din fața Consiliului Raional Glodeni, paralel cu monumentul închinat în memoria celor căzuți în Afganistan, va fi inaugurat monumentul raional în memoria celor care au căzut și au participat la războiul din Transnistria. La fel, la intrare în Consiliul Raional va fi inaugurat monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, apărător al Moldovei, care este simbolul vitejilor care au luptat și au apărat statalitatea Republicii Moldova. Cu aceste anunțuri declar mitingul solemn închinat evenimentului de încetare, de terminare războiului la Nistru în 1992 și evenimentului de dezvelire a monumentului închinat eroilor căzuți în Afganistan, participanților la acest război, eroilor căzuți la Nistru, participanților la acest război și jertfelor represariilor politice și deportaților în Siberia, în Comuna Balatina, îl declar închis. Binecuvântat ești Dumnezeul nostru, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Mărate ceres Mântuitorule, Duhul adevărului, carele pretutindele și toate le plinești, este erul bunătăților și de dorul de viață. Vino și te sărăștuiește într-un noi și ne curățește prin adevărat spărcăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
Sfântul de moarte și preamărește Dumnezeule, Sfânt tare, Sfântul de moarte și preamărește Dumnezeule, Sfânt tare, Sfântul de moarte și preamărește slavă Tatălui și Fiului și Sfântul Duh și acum și pururește în veci vecilor. Amin. Preasfântul Sfântului Milește, Prima Doamne, preasfântul păcatele noastre, să pe neiată, frate legile noastre, Sfântul și vitează, Sfântul că ne prins vas, Părmele Tău, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântul Duh și acum și pururește în veci vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se-n voie Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră și dea pururea, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu deci pe mine ispită și ne zdrăvește cel de plon. Tată este împărăția și puterea și slava a Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și ne vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, Cela ce cu puterea Ta ne-ai făcut pe om de care ai întemeiat neamul omenesc și cu înțelepciunea Ta o cărmăiești popoarele, ridicând din rândul lor bărbați înțeleși și pricepuți, care să le lumineze, să le conducă înspre a face voia Ta pentru binele lor. Auzi de pe noi cei ce ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument. Nimic nu este uitat, nimic nu se uite în cinstea eroilor căzuți pe câmpă de luptă și în cinstea celor deportați. Fie neamului nostru rânduit de Tine să fie, rugăm-ne Ție, scrie numele lor în cartea aleșilor Tăi și precum în vremea veche ai poruncit să se așeze semne din piatră spre aducerea aminte de faptele mari săvârșite de aleșii poporului în numele Tău, așa și acum binevoiește a întări și a binecuvânta acest monument, nimic nu este uitat, nimic nu se uită, și a faptelor lor vrednice de urmat. Iar poporul nostru, ajută-i ca supronia Ta, necotinit să prăvășească pe calea binelui, slăvindu-Te pe Tine, Dumnezeu, părinților noștri, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celor protinești dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruiește binecredincioșilor creștini, asupra celor protivnici dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Vednica vor să lășluie. Vecinica pomenire, vecinica pomenire, vecinica lor pomenire. Acum începe programul artistic și vreau ca să o invit pe Diana Cristisian la microfon. Nistrule, zâmbești prin valuri, tot prin ele hojma plângi, ale tale grele maluri se privesc din nou nătângi. Râule, tristețea-ți vine dinspre cerul oglindit. Ești hotar,
dar se cuvine să unești acest pământ. Nistrule, cu apa-ți rece, ai trecut prin ploi din plumb și ai făcut un zid cât zece într-o țară cât un bumb. Nistrule, dorește o pace, curgătoare dorul iar, fruntea-ți încrețesc dibace și te fac din nou amar. Drag prietene, calmează un curent despărțitor și la loc ne împreunează într-o țară și un popor. Vă mulțumesc! Eroii nu ne părăsesc nici când. Ei sunt mereu cu noi. Ei rămân vibrând, dar noi mergem în urmă cu toți urmașii. Căci harta patriei e vatra lor, cu piscuri, șesturi și dumbravă. Ei sunt trecut, prezent și viitor, baladă, istorie și slavă. Eroii n-au mai apucat să plângă, s-au închinat cu mâna stângă, în dreapta și țineau dragoste de țară, au apucat doar să se închine și să moară. Cu gândul la copii și la părinți, au murmurat cuvântul către sfinți, simțind că nu e rană ca să doară mai tare decât dragostea de țară. Ei au căzut cu fața la dușmani, dar nu sunt morți, căci inima lor bate de dincolo de moarte și de ani de apururi pentru noi și libertate. Pământ al țării, tărâm de epopee, vibrezi în inimile noastre toate. Stropită ți este sfânta libertate cu sângele eroilor ferbinte, a celor ce au căzut pe câmpuri de bătaie sub ciurui de gloanțe în Transnistria și Afganistan. Cu inima creștină și cu sufletul mai tare, pentru voi, eroi ai neamului strămoșesc, vă aducem azi o închinare pe al vostru sfânt monument. Stimați săteni, din partea veteranilor de război din Afganistan, vreau să vă aduc felicitări la toți combatanții de la Nistru, domnilor represați care au fost duși în Siberia și poate de trânși mulți nu s-au mai întors. Vreau să vă doresc din partea veteranilor de război din Afganistan ca în satul acesta să fie, cum și-a mai fost, pace și oameni cum se cade. Vreau să mulțumesc conducerii satului domnului primar Dumitru Iațuc, care depune pentru noi toți un mare efort în înfrumusețarea satului, în schimbarea aspectului. Asta se vede la moment. Vreau să mulțumesc conducerii raionului, care într-un fel cred că a depus mult efort pentru bunăstarea care se vede în acest sat. Vreau să mulțumesc domnilor de la Nistru, domnul Ștovan, care în vremea trecută, tot ca și noi, s-au îndeplinit datoria față de patrie. Din partea noastră, a veteran de război din Afganistan, din partea mea personal, am o poezie compusă încă în anii aceia. Și l-am rugat Filipan să ne recite pentru noi toți, ca amintire în memoria celor care nu mai sunt. Am avut și noi mulți băieți care au căzut și nu s-au mai întors. Vă mulțumesc! Așteaptă și acum mama și tata ca să li se întoarcă băiatul, căci plecase să se întoarcă pe 2 ani să facă armată. N-a știut atunci băiatul și nici mama lui, nici tata, că feciorul lor va fi dus ca un glonte în piept trecus. Parcă nu-i război acum, se gândeau ei totdeauna, căci băiatul scria că trăiește, că este bine, chiar huzurește. Nu vroia să întristeze bătrâna, de aceea scria că totul e bine. Numai lui tata scria câteodată că-l ajunge dorul de vatră. Era băiatul blând și avan, dar sorta l-a adus pe pământ afgan, unde bântuie groază că dușmanii haini mușcă din oameni ca din niște câini. Se întâmplă așa câteodată să ne batem între munții de piatră.
Se întâmplă, uite așa, că ieșeam piept la piept ca să ne batem pentru tot ce e drept. Dar în lupta crâncenă grea, în pieptul lovii cu putere, de o clipă își păru că cineva tot atunci îl lovi cu o piatră peste genunchi. A mai mers el un pas și a căzut la pământ, să rămână pe veci în mormânt și să uite tot ce a fost pe pământul acesta sfătos. Obelisc o stea de fer l-a pus tatăl ca străjer. Maica i-a sădit un dar, lacrimi multe, apoi flori. Fosta pe-atunci așa un băiat, ce de la greu în lături nu a dat. Și-a căzut pe pământ străin, ca să nu fie necaz și nici chin. Să știți că băiatul acesta nu-i unul care și acum poate aștepta bătrâna. Mai mulți au căzut pe opritul pământ, unde-s pietre, nisip, numai vânt. Mulțumim! Dragi prieteni, îl invit pe domnul Zeidonis Țaune cu atenție pentru primarul de comuna Balatina. Два дня назад в Латвии мы отмечали День Балтийского пути, когда создались руки 2 миллиона людей Таллин, Рига, Вильнюс. И это в 1989 году началось развал Советского Союза. Так что мы были первые. Да? Ну, хочу местного мэра маленькими подарками с Латвии поблагодарить за такое прекрасное мероприятие, которое приходится его самоуправить, да, так что всех благ и, пожалуйста, всегда гости Латвии. Суверенитатя. Poporului și-a mântuitor.
închin până la pământ eroilor satului meu, ori biruință, ori mormânt, destinul vostru greu. Afganistanul ne-a răpit, frumoși și bravi, feciori și tați, doar pentru cei ce stau în vârf, în luptă, spulberați. Curând de ieri, care mai dor, cu ochii înlăcrimați de ploi, să pierzi nu este mai ușor decât să fii erou. Noi știm că în vreme de război neînfricați v-ați răsculat. În lupta de pe Nistru voi ați fost viteji soldați. Dar n-am uitat represiuni nedreptățiți din nou și iar, în foamete cu morți pe drum, trecuți prin dur calvar. Azi mă închin până la pământ a celor care au revenit. Prin eroismul vostru sfânt, chiar Domnul v-a păzit. Iar celor care au căzut, eternă pomenire lor, eroi pe veci al țării scut, vă plângem azi cu dor. Pentru ca steagul nostru în vânt să fâlfâie independent, ați zis Moldovei jurământ cu mâna lângă piept. Vă mulțumim, eroi, bărbați, pentru eroic fapt, săteni. Ne închinăm azi vouă, frați, eroi balatineni. Se anunță depunerea de flori la memorialul Nimic nu este uitat, nimic nu se uită. Tu mai ai putere, cât mai sunt carpați.
bărbații, tu mai ai putere. Lacrima puterea